Afaceriștii Gorjului o duc din ce în ce mai rău, iar întreținerea și aducerea unei firme pe profit pare o misiune imposibilă pentru mulți dintre ei. În aceste condiții, tot mai mulți administratori de societăți comerciale s-au declarat învinși de criză. Conform directorului Registrului Comerțului, cifra firmelor radiate anul trecut este mai mică decât în 2010, dar asta nu pentru că economia merge mai bine, ci din cauza modificărilor legislative. S-au radiat în cursul anului trecut 561 de societăți comerciale, ceea ce înseamnă față de anul anterior un număr mult mai mic. O cauză ar fi și numărul mai mic de dizolvări judiciare. Nu se mai pot formula acțiuni pentru nedepunerea situațiilor financiare. La polul opus este situația persoanelor fizice autorizate și a întreprinderilor individuale. Înregistrările se fac aici pe bandă rulantă, asta și datorită procedurii simplificate. Gorjul are în total peste 10.000 de societăți comerciale cu acte în regulă. La nivelul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sunt înregistrate 10.275 de societăți comerciale, dintre care active juridic sunt 6.972. Se înregistrează în continuare un număr mare de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, în baza Ordonanței de Urgență 44/2008. Din păcate, 2012 se anunță în continuare un an greu pentru patronii județului.